Haideți să vedem cum se desface broasca de la Volkswagen, broasca de ușă de la Volkswagen. Cu o tubulară de 10, și un cricket, ne apucăm să desfacem macaraua, care e prinsă cu 10 șuruburi, aceste aurii. Le desfacem. Le slăbim, ca apoi să le desfacem mult mai ușor. Motorașul, scoate mufa, trageți în jos de această clapetă din plastic ca să iasă mufa. Bun. Trageți din laterale. Cu un tors de 30 desfacem motorașul. La noi deja e slăbit. Desfacem destul de ușor. Este motorașul de la geam. Apoi va trebui să desfaceți cu o șurubință dreaptă aceste cauciucuri, capace din cauciuc, ca să aveți acces la șuruburile din interior. Ca să fie mai ușor, puteți să împingeți de geam cam 10 cm în jos, ca să vă vină mai bine. Să vină la îndemână aceste șuruburi, să puteți să le desfaceți mai ușor. Aceste șuruburi se desfac tot cu un tors de 30. Folosiți o șurubelniță dreaptă ca să scoateți acest plastic de la geam. Folosiți o șurubelniță, dar la noi a ieșit mai ușor pentru că l-am mai scos o dată și se pare că este destul de ușor, la voi o să iasă un pic mai greu. Acum, după ce ați slăbit aceste șuruburi, va trebui să scoateți geamul. Șurubel. Lăsați-l un pic pe față și îl scoateți ușor din partea din spate. Ca să nu zgâriați vopseaua, puteți folosi o unealtă din plastic. Bun, scoateți acest capac. Și pe interior o să vedeți un șurub care se poate desface cu un torx de 20. Următorul pas e să scoateți butucul în afară. Dacă nu este ușor, va trebui să desfaceți cât mai mult. Va trebui să desfaceți cât mai mult din acel șurub. Tot cu
folosind o unealtă din plastic, introduceți în spatele butucului și încercați să scoateți butucul în exterior. Dacă nu vă iese ușor, încercați să desfaceți și mai mult din, să desfaceți șurubul și mai mult. Bun, ăsta e butucul. Apoi, după ce a scos butucul, va trebui să luați o șurubelniță dreaptă și să dați de acest țâmburuș din plastic. E aici. Îl scoateți în exterior. Folosim un Torx M8. De ea, în exterior să se desprindă de ușă și ea va ieși cu tot cu broască. Ca să vedeți de ce am scos-o cu totul. Puteți vedea aici că ea are un plastic care e prinsă. Plasticul acesta e prins cu un nit și e introdusă pe o bucată din plastic, vine în broască. Ca să nu spargeți plasticul, o puteți scoate cu totul. Să aveți acest plastic întreg, va trebui scoasă cu totul. Altfel, riscați să spargeți acest suport al broaștei. Introduceți, puteți să și apăsați pe ea și să o scoateți în exterior, dar este mai greu, dar puteți apăsa cu o șurubelniță dreaptă și iese mult mai ușor. Trebuie să apăsați pe ea, pe acest plastic din interior, sau puteți introduce și pur și simplu apăsați în jos de șurubelniță. Introduceți șurubelnița și apăsați în jos de ea.